Vedeți dumneavoastră că acolo se aprobă modificarea și completarea hotărârii numărul 13 de 6-4-2022, după cum urmează. Articolul 1 se modifică din se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bugetul de credite interne și bugetul de venituri proprii a Comunei Mircești de Suiaș pentru anul 2022, conform anexului la prezentă hotărâre. În se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de venituri proprii. Deci, cu alte cuvinte, am eliminat doar bugetul de credite. Pentru că de finanțele au zis, băi, dar voi deja sunteți la maxim creditele, nu mai aveți un plan de credite. După ce se modifică, întrucât, ați văzut acolo chiar și în timpul ședinței, au găsit un zero băgat în plus, unul minus. În rest, lista, dacă o mai fi adus modificări, domnul primar vă poate comunica. Eu, din cât m-am uitat, atât am văzut. Deci sunt pur și simplu niște actualizări și eliminarea unor erori. Dar vă explică, domnul primar, și vă dați să-i meu raport. Deci, haideți să-i facem repede o prezentă. Deci, dați-vă alea, că fac repede o prezentă. Și îi trece din pe aici. Comisia este buget finanță. Lasă că doar nu. Dar președintele nu-l semnat. Unde crește? Asta, așa, din trebuie să vezi eu. Și din sus. Da, da, sus. Da, sus. Da, sus. Da, sus. Asta ca să-l poți conta. Ce să nu cred că a stat din două zile stau în ieri. Două zile de la ieri, de la ora 12. Da, de ieri, de la ora 12. Până seara, până la 6. Aici, dimineața, a zis că e făcut. Aici a sus făcut și semnat. 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 Ai dat și sus ca să loc și de prezenții. La urmă am văzut că na, sunt niște corecții acolo, decât să-i dau drumul așa, am zis că noi mai așteptăm jumătate de zi să facem o altă rectificare, facem acum una, să trimitem făcut, că am rugat-o pe doamna contabilă, dacă mai asistăm să facem cum trebuie, conform corecției, că tot i-a trebuit să semneze, da, și l-am făcut, am stat în lumea ei, am stat toată ziua, nici n-am mâncat astăzi, nimic. Am luat din ele. Pentru că am găsit niște, am mai făcut niște corecții treptat lucrând la buget. Referatul inițial care l-am avut era corect cu sumele corecte, numai că împărțeala dintre trimestre și capitole era diferit. Pentru că da. Finanțele îi cere să le punem pe trimestre. Și noi deja, fiind în trimestru 2, trimestru 1 deja s-a dus, o trebuie să adăugăm din trimestru 1 și pe trimestru 2. Cum ar trebui să facem, trebuie actualizat. Noi am mers pe bugetul inițial și asta au fost. Dumneavoastră, mai dați explicații ca să aveți și după ce vă prezentați, că o să-i dau dumneavoastră raportul să citați un pic, că nu o să ajungem la zi. Deci putem începe, da? Adrian Corzaru. Prezent. Laura Sorina Rechiteanu. Prezent. Aurel Păcuț. Prezent. Imbrea Carmen Nicoleta. Prezent. Aloiz Gabor. Absent. Ceasul este deja fără 25. Dacă va reveni și dumneavoastră... Nu sunt ultima, nu? Nu am primit niciun telefon. Daniel Palan, Costel Sotiri Antăluț. Suntem prezent 6 din 7 consilieri în funcție. Este îndeplinit vormul pentru susținerea ședinței extraordinarea Consiliului Local. Domnul Gabor Alois, la finalizarea, la terminarea bugetului care l-am modificat, l-am sunat la 15 și 30 de minute, 31 de minute, mi-a răspuns
și m-a întrebat dacă vin și ceilalți consilieri. Și a zis că vin consilierii care sunt în funcție. Vor fi anunțați toți consilierii care sunt în funcție. După care mi-a închis telefonul și nu mi-a mai spus nimic. Dar eu am trimis, am făcut convocarea. Da, am primit. Am primit mesaj, ați primit și mesaj, cred că și e-mailul, tot materialul, cum l-am avut disponibilitatea, cum am trimis. Limitații. În temeiul dispozițiilor articolului 134, aliniatul 1, litera A și aliniatul 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind codul administrativ, sunteți invitați să participați la ședința extraordinară a Consiliului Local Mircești, cu prezența fizică, ce va avea loc în data de 13.04.2022, începând cu ora 18.30, la sediul anexa Bada Sportivă din Iugan, având următoarele proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre de modificare și completare a hotărârilor numărul 13 din 6.04.2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei obiectivelor de investiții și a programului anual de achiziții publice a Comunii Mircești pentru anul 2022, propus de domnul primar Bătanul Leon. Spunem la vot cine este de acord pentru copție. 6. Nu se pentru. Ordinea de zi adoptată. Ordinea de zi adoptată. Deci supunem la vot proiectul de hotărâre și de modificare și completare. Nu, nu, nu. Subsemnatul Bălteanu Leon, primarul Comunei Mircești, având în vedere referatul compartimentului financiar contabil și achiziții publice numărul 2765 13.04.2022, privind modificările ce se impun la hotărârea de Consiliul Local numărul 13 din 6.04.2022, urmare a verificărilor efectuate de Direcția Finanțelor Publice, modificări fără de care hotărârea nu este acceptată și validată de Finanțele Publice. Având în vedere prevederile legii 317, prevederile legii finanțelor publice 500 din 2002, prevederile legii 52 din 2003, prevederile legii 273-2006 privind finanțele publice, necesitatea asigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unității administrativ-teritoriale ale Comunei Mircești, județul Iași, contractul pentru finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Cadre cu Carte Funciară, a contractului de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu privire la înființare grădiniță, contractul 2815 din 16.03.2018 cu privire la dispensar și contractul de finanțare a Programului Național de Dezvoltare Locală 1725 din 5.03.2018 cu privire la reabilitare și modernizare școală gimnazială Iugan, gradul de colectare a unor venituri proprii din impozite și taxe în anul 2021, investițiile în curs de realizare pentru care sunt contracte, precum și implementarea investițiilor lor pentru care se depune documentația pentru obținerea finanțărilor, programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, programul de investiții al fiecărei unități administrativ-teritoriale se aprobă ca anexă la bugetul local, conform dispozițiilor din legea numărul 273 din 2006, pentru aceste considerente am inițiat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții, precum și a programului anual de achiziții publice a Comunei Mircești, județul Iași pentru anul 2022, aprobat prin hotărârea numărul 13 din 6.04.2022. De săptămâna trecută am rugat-o pe doamna contabilă să verifice bugetul, chiar și înainte, a spus că sunt, s-a uitat pe el, a spus că sunt mici corecții, după care, ieri, când am fost la finanțe și am discutat acolo, mi-a atras atenția că avem nevoie de aprobarea bugetului și de lista de investiții, după care am intrat accentuat în acest caz și discutând aproape, cum să spun, toată ziua de ieri și ziua de azi cu cei de la finanțe, am început să corectăm unele situații, erori, nu pot spune că sunt erori, sunt niște situații în care trimestrialitatea nu corespundea. În primul rând, din faptul că deja suntem în trimestrul 2, iar sumele trebuie scăzute
de pe trimestrul 1, ce s-au făcut cheltuielile pe, până la votarea bugetului, ulterior, din încasări de care le-am avut la bugetul local, am făcut iarăși niște plăți prin care ne-a permis finanțele. Iar în lista de investiții pe care le avem, tot așa, erau niște sume care, pot să spun, nu băteau cu bugetul care a fost făcut inițial. De ce? Pentru că au venit cheltuielile astea pe parcurs, iar ulterior nu am mai avut, nici nu am avut cunoștință de modificările făcute. Plus de asta, în referatul care l-a prezentat în ședința de buget, în bugetul din program erau prinse toate sumele, dar în referat s-au omis prinderea acestor sume. Din acest motiv, discutând cu finanțele, am căzut de comun acord că cel mai corect este să facem o rectificare de completare, de modificare și completare la hotărâre de Consiliu numărul 13 din 6-4-2022. Dacă vreți să vă prezint, dacă v-ați uitat și pe materiale, dacă vreți să vă prezint sumele la care am umblat un pic, în lista de investiții am luat cumva din anumite capitole câte puțin ca să acoperim creditul pe capitolul din care plătim canalizarea. Pentru că canalizarea am prins-o în buget, am prins-o la bunuri și servicii. Dar ea trebuie plătită de pe investiții, pentru că canalizarea a fost o investiție pe care o plătim an de an prin datoriile care le-am făcut. Le-am făcut noi, administrat, da. Și a trebuit corectat acolo. În rest, cu factura care am mai discutat-o, o vom prinde după ce vom primi de la dotări, de la dotările de la cămin, banii înapoi de la fir, vom putea plăti factura restantă. Plus de asta, pe funcționare avem cumulat sume mult mai mari față de anul trecut, pentru că să avem de unde cheltui. Și mi-am adus aminte, mai avem aici pus la școală, la centrală, am modificat și am trecut acolo 90.000 de lei în lista de investiții, am pus 90.000 de lei ca să bată cu bugetul care l-am pus pe trimestre. Sunt niște chestii contabile care, dacă le înțelegeți, dacă nu, cred că durează mult mai mult să vi le explic. Asta ar dura mult, pentru că și mie mi-a luat foarte mult ca să le învăț. În principiu, sumele finale care sunt repartizate comunei noastre nu se modifică, rămân aceleași sume, doar în repartizarea lor s-a modificat foarte puțin. Iar ca să fie totul în regulă, am dispus ca să facem această modificare și completare. Ca să nu mai avem alte suspiciuni de modificare sau... Să fie tot în regulă și... Să fie tot în regulă, da. Eu vreau să adaug că proiectul de hotărâre este însoțit de raportul de specialitate a compartimentului, de specialitate al primarului și de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Deci sunt îndeplinite condițiile de proprii supus. La biserici au luat aceleași sume? La biserici sunt pe partea de funcționare. Sunt repartizați banii, nu s-au umblat acolo. Și școala? Da, pentru investiții, de la 6 la 900, la 90. La 90. Da, la 90.
Nu. Supunem spre aprobarea proiectului de hotărâre de modificare și completare a hotărârii numărul 13 din 6-4-2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a listei obiectivelor de investiții și a programului anual de achiziții publice a Comunii Mircești pentru anul 2022. Cine este pentru? 5. Eu nu vor putea din cauza. Ia să obține din cauza. Toate din cauza. Toate din cauza. Pentru biserici, vă trebuie să facem ulterior, vom face hotărâri pentru fiecare sumă care se alocă pentru obiectivul de investiții respectiv. Pentru că, la Iulani, știm foarte bine, vreau să fac părinte în capela, aici, la Mircești, avem de amenajat parcarea, acolo peste zadă de biserică, iar la Biserica Ortodoxă are în continuare de făcut lucrarea acolo. Când avem documentele de la ei, vom face, vom iniția un proiect de hotărâre și prin care vom aloca sumele de respectiv. Asta e ședința. La diverse modele. Pot să mai precizez, datorită faptului că a fost o ședință extraordinară convocată de dată, nu am prevăzut aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară, dar vă promit, cu siguranță îl veți primi la materiale pentru ședința ordinară care va avea loc în această lună, în luna aprilie, veți primi inclusiv procesul verbal de la ședința extraordinară din 11.02.2022, când știți foarte bine că nu s-a aprobat procesul verbal, iar proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi nu a mai fost discutat de diferite cauze. Mă rog, o să-l vedeți, eu o să-l pun la materiale, dumneavoastră o să-l studiați și cu siguranță va fi supus preaprobare în ședința următoare. Perfect. Vă mulțumim de participare.